Acțiunea umană, bună sau rea, se vede oriunde. Astfel de acțiuni sunt vizibile și în zonele montane, unde, așa ziși, turiști distrug marcajele de pe trasee. La fel se întâmplă, din păcate, și în județul Hunedoara, unde salvamontiștii sunt nevoiți să refacă marcajele. Umblă după turiști pe munte, acordăm asistență salvamont, încă sunt punctele de permanență active în munte, în zona centrală a masivului retezat, Parâng, Straja. Încercăm să mai refacem și câteva trasee când ne mai rămâne timp, trasee care s-au deteriorat în urma și a multor intervenții naturale, dar și a celor umane. Chiar dacă sunt ocupați cu refacerea marcajelor, iar numărul de turiști este ceva mai mic în această perioadă, salvamontiștii hunedoreni sunt la datorie, gata să intervină în orice moment. Încercăm să facem cât mai multe din ele, pentru că e o perioadă în care, urmează o perioadă în care vom avea mai mult timp, o perioadă de toamnă, zic eu, în care vom avea mai mult timp și ne e mult mai ușor, pentru că vara, fiind multe puncte de permanență, majoritatea salvatorilor sunt în grafic, coboară, urcă, au liber destul de puțin, pentru că și acasă când vin trebuie să stea în stand-by la orice acțiune de salvare din munte. În această vară, cele mai vizitate zone montane din județul Hunedoara au fost creasta Parângului și partea centrală a retezatului.